Compartimentul financiar al Spitalului Municipal de Urgență Roman a reușit și în 2016 să țină în frâu cheltuielile financiare și la recenta conferință de presă ne-a dus la cunoștință faptul că Unitatea Sanitară Romașcană a încheiat anul trecut cu excedent contabil de peste 263.000 de lei. Unitatea Sanitară nu are restanțe la furnizori, dar are de încasat bani pentru serviciile medicale în valoare de 4 milioane de lei, de remarcat faptul că ponderea cheltuielilor de personal din bugetul unității este de 76%, iar cea cu medicamentele de 10,44%. Trec așa succint prin indicatorii financiari, spunându-vă în mare că, deși nu a fost cel mai bun an financiar pe care l-a avut Spitalul Municipal de Urgență Roman, a fost tot unul bun în care am reușit să menținem un echilibru al veniturilor și al cheltuielilor. Un an financiar care, din fericire pentru noi, s-a încheiat și acest an cu excedent. Excedentul contabil care este înregistrat la finele anului 2016 este de 263.976. Tot în datele înscrise în balanța la 31 decembrie 2016, nu avem datorii restanțe către furnizori. Soldul curent de plată către furnizori este 2.311.781. Iar în contul de client, sume pe care noi le avem de încasat, suma este de 4.391.351. Se vede clar diferența dintre sumele care le avem de încasat și ceea ce avem de plătit la furnizori. O să vă prezint și rezultatele finale ale principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2016 și acestea sunt: execuția bugetară față de bugetul aprobat, 88,19%, procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului, 18,26%, procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului, 66,99%, procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor remunerate de spital, 76,48%, și procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului, 10,44%. Așa cum prezenta și doamna manager mai devreme, indicatorii se încadrează în indicatorii în mediile naționale aprobate și ceea ce este mai important, că am reușit și în acest an, așa cum vă spuneam, să încheiem cu excedent. În condițiile acestea avem și pentru anul acesta un fond de dezvoltare care va fi în sumă de 1.180.000 de lei. Urmează în perioada imediat următoare, după finalizarea bugetului de stat și instituțiilor, principalelor instituții, inclusiv unitățile administrativ-teritoriale, să putem finaliza și noi bugetul, să facem proiecția pe 2017, având în vedere că în această perioadă mergem doar cu, așa cum se prevede legea, cu 1/12 din bugetul anului precedent. Cam astea sunt principalele probleme financiare. În această perioadă se lucrează la creionarea bugetului pe 2017, spitalul aflându-se și el în așteptarea votării bugetului național și a celui local. Conducerea Spitalului Municipal de Urgență are fixate și prioritățile investiționale ale anului 2017, dar și proiecția multianuală a cheltuielilor cu investițiile.